în această seară cu prilejul sărbătorii care avem înaintea noastră și sper că conștientizăm că este o sărbătoare, este un privilegiu deosebit să stăm la masa Domnului. Aș vrea să ne uităm din nou la un pasaj din Scriptură, de aceea vă invit să deschideți cu mine și să urmărim împreună Cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 11, care este cea mai explicită învățătură doctrinară asupra cinei Domnului. Evident că avem pasajele din Evanghelie unde avem instituirea cinei Domnului, dar în 1 Corinteni 11, Apostolul Pavel tratează abaterile care existau în biserica din Corint și punctează anumite elemente esențiale, anumite aspecte aplicative chiar a cinei Domnului, și asta este un beneficiu extraordinar pentru noi și pentru orice credincios, pentru că la fel ca și cei din Corint, cu trecerea timpului, avem tendința să ne depărtăm de învățătura care Hristos a lăsat-o, să ne îndepărtăm de practica care El a lăsat-o, de motivațiile, de înțelesul care ar trebui să fie prezent în cina Domnului. Și este nevoie ca din nou și din nou și din nou să ne reamintim. Și Apostolul Pavel, cu prilejul acestei epistole corective care o trimite către cei din Corint, adresează în mod direct problema cinei Domnului. Și vrea ca să corecteze, pe de o parte, teologia lor, pe de altă parte, practica lor. Pentru că ei au fost denaturată cina Domnului în așa natură, așa hal, încât Apostolul Pavel spune că ceea ce se petrecea acolo nici măcar nu mai era cina Domnului. Și aș vrea să vedem șapte perspective sau șapte aspecte care sunt prezente în cina Domnului, să vedem cina Domnului ca și un prilej de a experimenta sau de a face diverse lucruri, de a realiza diverse lucruri atunci când ne apropiem de masa Domnului, și sper ca și în seara aceasta să îmbogățim puțin nu doar din cunoștințele noastre, dar și din aprecierea care o avem pentru cina Domnului. În primul rând, Apostolul Pavel începe în versetul 17 spunând că cina Domnului, dar nu numai cina Domnului, toate adunările noastre la oaltă sunt un prilej pentru a ne face mai bun. Este o ocazie deosebită ca să ne apropiem de masa Domnului și prin experiența aceasta care o avem împreună la masa Domnului să devenim mai buni. Spune el în versetul 17: vă dau această învățătură, sau îmi putea spune această poruncă, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci să vă faceți mai răi. Implicit în această mustrare este ideea că scopul, sau cel puțin unul dintre scopurile principale a oricărei adunări a credincioșilor la oaltă, și mai ales adunarea pentru cinea Domnului, este să ne facem mai buni. Un test practic care am putea ca să ne-l facem în viețile noastre și în viața noastră ca și comunitate este dacă după adunare la oaltă, din nou și din nou, da, an după an, ne tot adunăm la oaltă, dacă suntem mai buni sau mai răi. Putem lua aspecte din viața noastră cu care știm că avem o problemă. Să vedem. Știu că am avut o problemă cu bârfa. Îmi place să bârfesc. Când plec de la masă de la biserică, nu îmi place să discut teologie și predică. Îmi place să discut tot felul de lucruri picante. O, am auzit că fratele așa, că sora așa, că nu știu ce. După 4 ani de zile de adunări la oaltă, ești mai bun sau mai rău? Bârfești mai puțin sau ești mai eficient în a fi bârfitor, da? Ia viața ta și analizează, și eu trebuie să iau viața mea și analizează, dacă adunările noastre la oaltă ne fac mai buni sau mai răi. Există măcar un efect temporar în viețile noastre după ce ai mers la biserică, nu știu, măcar pentru un timp, să fim un pic mai buni, să fii mai atent în gândirea ta, în vorbirea ta, în acțiunile tale. Sau poate am ajuns și noi la punctul la care ne adunăm la oaltă și plecăm cum am venit, sau dacă nu plecăm mai răi. Este scopul cinei Domnului
Și este scopul adunării la olalta credinciosului să fie un instrument al Harului spre marturizarea credinciosului și spre sfințirea credinciosului. Fiecare întâlnire a noastră ar trebui să țintească spre aceasta. Să fim mai buni, da? Când plecăm de aici. Practic mai bun, practic mai sfinți. Să fim afectați de ceea ce s-a petrecut aici, de tot ceea ce s-a petrecut. De rugăciunile rostite, de cântările înălțate, de cuvântul lui Dumnezeu predicat, încât atunci când plecăm de aici să spunem, măi, după duminica aceasta sunt puțin mai bun. Poate am atacat un anumit păcat din viața mea. Poate există o anumită defecțiune spirituală sau o lacună spirituală care a fost iluminată în viața mea prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Dar în niciun caz n-ar trebui să plecăm de la întâlnirile noastre la oaltă și mai ales de la cina Domnului neafectați sau mai răi decât am venit. În al doilea rând, Apostolul Pavel ne arată că cina Domnului, în mod deosebit, este un prilej pentru a exercita unitatea. Este un exercițiu în unitatea bisericii. Nu există un loc sau o ocazie mai potrivită ca să experimentăm și să arătăm unitatea care o avem împreună ca și biserică. Versetul 18 și 19 ne prezintă aspectul acesta. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Pavel introduce două concepte care par să fie contradictorii când te gândești. Trebuie să fie, la moment, spune el, trebuie să fie între voi și partide. Și lucrul acesta, spune el, este normal în viața unei biserici. Este normal într-o biserică, spune Pavel, să fie partide diferite. Straniu, nu? Ce înseamnă un partid? Ce este un partid? Un partid este o grupare de oameni care se identifică cu o anumită ideologie sau cu o anumită gândire. Au o agendă comună, au păreri în comun. Și Pavel spune că într-o biserică normală, sănătoasă a lui Hristos, e normal să fie diferite partide, să fie oameni de diferite păreri și de diferite opinii. Pe de altă parte, îi critică extrem de sever spunând, între voi sunt dezbinări. Unul dintre lucrurile care vă face să fiți mai răi este că sunteți dezbinați. Și de fiecare dată când vă strângeți la oaltă, ieșe cu ceartă și cu dezbinare. Dar Pavel, dacă tu spui că trebuie să fie diferite partide, de ce îi mustri apoi că sunt dezbinări? Că partidele asta fac, se contrazic, se dezbină. Există o diferență extraordinară, esențială, între a avea diferențe între noi și a exista dezbinare între noi. În de-a lungul vieții unei biserici, diferențele se vor normaliza. Lucrurile vor apărea din ce în ce mai similare între noi. Este absolut normal. Se întâmplă în orice relație de lungă durată. Dacă la început, într-o căsătorie, sunt opinii total diferite. După 20, 30, 40, 50 de ani, lucrurile se normalizează. Și de obicei, bărbatul ajunge să fie de acord cu femeia. Da? Nu neapărat este biblic, dar în practică, de cel mai multe ori, asta se întâmplă. Lucrurile ajung la un numitor comun. Da? Cu timpul, punctele de vedere vor deveni mai uniforme. Lucrul acesta îl putem vedea și în 4 ani de zile în care am existat noi. Dacă am fi luat cei care sunt membri sau cei care frecventează în ultimii 4 ani și am fi făcut un sondaj acum 3 ani, să vedem cât de uniformă este convingerea noastră doctrinară în practică și așa mai departe, acum 3 ani ar fi fost extrem de neuniformă, ca să nu zic altfel, da? Dacă o luăm după 2 ani, e un pic mai uniformă, după 3 ani, mai uniformă, după 4, mai uniformă și după 10 ani, mai uniformă, da? Nu este o problemă, nu este o problemă atunci când sunt diferențe în biserică. Pavel spune este bine să fie diferențe. Dar în niciun moment nu este permis în biserica lui Hristos ca aceste diferențe să devină dezbinare. Dezbinarea este total altceva. Diferențele sunt sănătoase, dezbinarea este urâtă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce ne unește și cina Domnului este
amintirea cu excelență a acestui lucru nu sunt părerile noastre, nu este nici măcar, nu sunt nici măcar distinctivele noastre teologice până la urmă, ci este jertfa Domnului Iisus. Acest lucru ne unește mai mult decât opiniile noastre, chiar opiniile noastre religioase, mai mult decât inclinațiile noastre teologice, și există diferite inclinații în mijlocul bisericii noastre. Diferențele sunt permise și sunt chiar necesare, spune Pavel, pentru că diferențele acestea aduc la iveală anumite lucruri care poate sunt greșite și cu timpul, spune Pavel, se va dovedi cine are dreptate și cine nu are dreptate și se normalizează lucrurile. Este felul normal în care Dumnezeu lucrează în mijlocul bisericii. Data trecută la cina Domnului, cel puțin data trecută care o rețin eu, am ieșit în oraș, dacă rețin corect, și am fost la o masă împreună cu toată biserica și la acea masă s-a pornit, la masa la care eu stăteam cu mai mulți frați, s-a pornit o dezbatere. Nici nu mai rețin subiectul, da? Dar știu că a fost foarte înflăcărată, cum sunt toate dezbaterile în cadrul bisericii noastre, da? Așa suntem toți mai colerici. Și dezbaterea aceasta a continuat cu argumente, cu tot felul de dovezi aduse în discuție. Și rețin, după ce a discuție s-a încheiat, am avut o discuție mai privată cu fratele Călin Merian și fratele Călin zicea: frate, ce-mi place la voi e că puteți să aveți diferențe între voi și totuși este evident că vă iubiți. Aceasta ar trebui să fie normal în orice biserică. Să poți să stai la masă cu frații tăi și să spui: nu-s de acord cu aia și nu-s de acord cu punctul ăsta de vedere și nu cred că ai dreptate aici, și să argumentezi punctul de vedere și când s-a terminat diferența să te îmbrățișezi și să spui: dar te iubesc pentru că ești fratele meu. Și să vadă la fel de evident, dacă nu mai evident, dragostea și nu diferența. Pentru că diferențele noastre de opinie nu ne pot dezbina cât timp Hristos ne unește. Cât timp suntem strânși la oaltă de jertfa Domnului Iisus Hristos, faptul că eu am o părere și dumneavoastră aveți o altă părere pe anumite subiecte nu ne va dezbina, ci cu timpul vom călători împreună spre aceeași părere care este părerea lui, părerea lui Dumnezeu, revelată în Sfintele Scripturii. În al treilea rând, Pavel ne arată că cina Domnului reprezintă marele egalizator, reprezintă numitorul comun care ne acordă egalitatea care se cuvine oricărui om, dar oamenii nu o găsesc în această societate. Versul 20 la 22 arată lipsa de egalitate și lipsa de respect care se practica în biserica din Corint. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Vă dați seama câtă lipsă de respect și ce discrepanțe uriașe erau în această biserică, inclusiv economice, încât cei înstăriți căutau să umilească pe cei care n-aveau nimic să aducă la cina Domnului. Practica în sine mi se pare frumoasă. Fiecare aducea câte ceva. Cred că și în biserica noastră ar fi mai frumos dacă agapele ar fi prin contribuția proprie a fiecăruia. Fiecare aduce. Unul aduce șnițele, altul aduce pită prăjită dacă atât are, altul aduce furculițele dacă atât își permite, n-ar fi nicio problemă. Decât să sunăm undeva la un catering și să spunem: știi, noi suntem așa de bogați încât nu vrem să ne murdărim mâinile. Vă rog, trimiteți niște sarmale, nu sarmale, la meniu în seara aceasta. Practica în sine era frumoasă, ideea. Haideți să aducem fiecare de la noi de acasă câte ceva, le punem toate pe o masă comunală și apoi ne împărtășim din hrana aceasta pentru trupurile noastre și la un moment, în această hrană fizică, se făcea o pauză de la hrana fizică și era o împărtășire spirituală. Este extraordinar practica. Dar la ei s-a fost denaturat în acest hal, încât oamenii veneau de acasă cu mâncare, unul care era foarte înstărit, poate aducea un belșug de mâncare, și când se dădea startul la masă, după ce a pus tot pe masa comunală, repede lua tot de pe masă, să nu cumva să mânci tu șnițelul meu. Să nu cumva să mânci tu din salata mea de biof, este a mea, să-mi dopa de salată de biof.
haioasă imaginea, dar dezastroasă. Asta se întâmpla. Dacă aducea de acasă, de exemplu, imaginați-vă, vinul pentru cină, n-apucau să ia cina, că unul bea tot și se îmbăta. Poate așa ceva nu se poate întâmpla. Eu am fost în biserici unde s-au îmbătat oameni cu vinul de la cină. În unele s-au îmbătat după cină, în unele s-au îmbătat în timpul cinei. Vă dați seama prin ce fel de biserici am frecventat. Printr-unele ați fost și dumneavoastră, da? Lucrurile erau așa de dezastroase, așa o lipsă de respect și de egalitate între membrii acestei biserici, încât cei înstăriți căutau să umilească pe cei care nu aveau nimic. Cineva zicea la un moment dat că marele egalizator în viață este moartea, pentru că nu poți să scapi de ea. Dar lucrul acesta nu este adevărat și de-a lungul istoriei, oamenii au căutat să producă în societate egalitate. Și întotdeauna au eșuat. Au eșuat pentru că nu se înțelege sau nu s-a înțeles că omul nu a fost chemat să fie egal prin uniformitate. Comunismul, de exemplu, și socialismul a propus redistribuirea resurselor încât fiecare cetățean să fie egal. Acum, cei dintre voi care ați experimentat la prima mână știți că asta a fost o mare minciună. Eu n-am prea apucat foarte mult, comunismul a picat la scurt timp după nașterea mea. Se spune că corelarea nu este dovadă cauzativă, dar eu cred că a fost o influență și asta, nu? Totuși, dacă la 6 ani după ce ai născut cade comunismul, probabil că este ceva acolo, nu? Dar cei care ați trecut pe acolo, care ați stat la rând cu cartela, care ați avut benzină într-o zi și în cealaltă nu, cu sorți și fără, da? Care ați avut apă numai când au vrut ei să aveți apă caldă și așa mai departe, știți de fapt că a fost o mare minciună. Pentru că șefii de partid aveau apă caldă tot timpul, mâncare câtă vroiau și așa mai departe, benzină câtă le trebuia, etc., etc. Dar încercarea, principiul a fost, haideți să egalizăm încât toată lumea să aibă la fel, să fie la fel, să nu se vadă diferențele între oameni. Ce n-au înțeles Marx și Engels, da, arhitecții comunismului, este că Dumnezeu nu ne-a creat să fim la fel, în uniformitate. Ne-a creat să fim diferiți, să fim distinți. Nu ne-a creat să fim la fel în abilități, nu ne-a creat să fim la fel în anii care îi trăim, nu ne-a creat să fim la fel în personalitate și nu ne-a creat să fim la fel nici măcar în nivelul de venit care îl avem. Este normal într-o biserică să fie oameni de clase sociale diferite. Este normal ca să câștige venituri diferite. Este normal să fie de educație diferită. Dumnezeu a creat pe fiecare om cu distinctivele lui. Să fie o diversitate, nu o uniformitate în creația lui. Ne-a creat totuși egal în valoare, în esență, în demnitate, în natură. Prin faptul că ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Și societățile, istoric vorbind, unde acest adevăr a fost înțeles, unde acest adevăr a stat la temelia societății, sunt acele societăți unde libertatea și justiția au primat. Gândiți-vă la Europa de vest după Reforma Protestantă. A fost această convingere de demnitatea omului bazat pe egalitatea care o avem de la creație, care a creat valorile Europei de vest, care acum sunt denaturate și alterate și probabil în câteva generații se vor pierde absolut de tot. Gândiți-vă la Statele Unite ale Americii, care și acolo lucrurile nu merg mai strălucit. Ce a trecut prin mintea acestor oameni când au scris, de exemplu, în declarația lor de independență, prin care s-a format această națiune în felul următor? Noi considerăm aceste adevăruri ca fiind de la sine evidente, că toți oamenii sunt egali, că ei sunt înzestrați de Creator cu anumite drepturi irevocabile. Oamenii aceștia au înțeles că ceea ce face pe un om egal cu un alt om nu este venitul lui, statutul lui social, rasa lui, deși, cunoscând istoria Americii, știi că, de fapt, în practică, n-au înțeles aceste lucruri. Dar unii oameni care au formulat, care au creat arhitectura acestei țări, au înțeles că ceea ce dă demnitate și valoare unui om este faptul că este creat de Dumnezeu. Aceasta le face egal, indiferent care ar fi distinctivele noastre, indiferent care ar fi diferențele noastre. Dar firea păcătoasă întotdeauna va lua distinctivele fiecărui om, care Dumnezeu le-a lăsat și le-a intenționat pentru frumusețea creației sale, ca să se vadă prin diversitate. Cum ar
Cât de frumos ar fi ceva care ar fi uniform. De exemplu, dacă te-ai duce la un muzeu, acum se practică cu arta aceasta postmodernistă, și s-ar arăta pur și simplu o pânză albă. Și zice, asta e cel mai frumos tablou care l-avem în muzeul acesta. Și zice, nu pare foarte frumos, pare pur și simplu o pânză albă sau o pânză neagră. În contrast cu dacă te-ar duce la un Rembrandt sau un Michelangelo, da? O diversitate de culori, de texturi și te-ai uitat la acest tablou și ai spune ce frumos este. Aici este mai luminos, aici este mai întunecos, aici se văd umbre, aici... Totul este divers, este pus la locul lui potrivit încât să creeze un tablou minunat. Dumnezeu, ca și un mare artist, a făcut creația lui diversă și ne-a făcut pe noi diferiți ca să fim un tablou pictat cu maestrie, un tablou frumos. Dar oamenii care sunt păcătoși vin și întotdeauna, din distinctivele, din diferențele dintre noi, alterează aceste diferențe nu spre frumusețe și le pervertesc spre ceva urât. Uitați-vă la copiii mici, de exemplu, da? Copiii mici, de când încep să meargă la școală, așa inocenți cum par, mici îngerași, cum le spun unii, noi le spunem mici păgâni la noi în biserică, pentru că asta sunt, în câmpul nostru de evangelizare, în primul rând. Copiii, cât de mici sunt ei, cât de inocenți par, încep și se atacă unii pe alții pentru diferențele dintre ei. Și mai ales când sunt mici, pentru diferențele native, de care ei n-au niciun control. De exemplu, încep și se ridiculizează. Văd unul care e foarte înalt la vârsta lui, uite la ăsta ce gigant e. Unul care e foarte scund, bă, mititică. Unul care e foarte deștept, bă, tocilarule. Unul care nu e așa de deștept, idiotule, da? Și până la urmă, ce poate ăla? Unul care e foarte mic să facă, să tragă de urechi și la care e foarte mare să te lovească peste cap? Să... N-are ce face, da? Dar este instinctiv în inima păcătoasă a omului a lua diferențele acestea care Dumnezeu le-a creat ca să picteze acest tablou minunat și a le denatura în ceva urât, în ceva care este răutăcios. Și boala aceasta nu ne trece când devenim oameni mari. Ba mai mult, se agravează. De aceea avem discriminare, de aceea avem rasism, răutate, dezbinare, persecuția celor ce sunt diferiți de noi. Este în natura noastră să facem lucrul acesta. Când putem persecuta pe cineva care este diferit de noi, o facem. Când putem desconsidera pe cineva care este diferit de noi, o facem. Este absolut în natura noastră. Și fiecare dintre noi, dacă ne-am uitat în viața noastră, am putea ca să regăsim momente când am făcut lucrul acesta. Cum atunci se poate ca o biserică să fie diferită? Cum se va găsi o adevărată egalitate între noi dacă tendința noastră firească și naturală este spre discriminare, spre răutate, spre dezbinare? Pentru că adevăratul mare egalizator, fraților, nu este nici moartea, că până la urmă știți proverbul românesc care spune că venim pe rând și plecăm pe sărit. Ca tare, nu poți să spui că ăsta e mare egalizator. Dar, într-adevăr, toți murim până la urmă, numai că tu s-ar putea să mori în 80 de ani și tu să mori mâine. Câtă egalitate este în asta? Păi nu prea mult. Marele egalizator între oameni este valoarea, demnitatea și egalitatea care omul o are prin creație. Dar, din păcate, după căderea omului în păcat, această demnitate, această valoare, această egalitate de multe ori este ștearsă, alterată, uitată. Vestea bună este că această egalitate este răscumpărată prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Deci Pavel, de exemplu, spune în Galateni 3:28 că atare nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Dar Pavel, cum este posibil lucrul acesta? Cum poate Pavel să spună că nu mai este nici rob, nici slobod, când vorbește cu oameni care erau sclavi? Dintre ei erau robi. Vorbește cu oameni care erau săraci. Cum mai poate să spună că nu mai există diferențe? El poate să spună lucrul acesta pentru că acum în Hristos, aceste distinții care le avem, aceste diferențe care le avem, nu ne mai definesc. Nu ne mai dezbină. Pentru că atunci când stăm la masa Domnului, suntem amintiți că am fost răscumpărați cu același preț, săraci și bogați, mici de statură sau mari de statură, deștepți
sau nu așa de deștepți? Frumoși sau nu așa de frumoși? Educați sau mai puțin educați? Indiferent care este statutul nostru, care sunt distinctivele noastre, care este rasa noastră, etnia noastră, toți am fost răscumpărați prin trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Și acesta este marele egalizator. Acesta este motivul pentru care în cadrul bisericii poate exista o unitate și o egalitate care în lume nu va exista vreodată. Care niciun guvern și nicio societate nu va experimenta vreodată. Pentru că ceea ce ne poate uni cu adevărat, identitatea, umanitatea, demnitatea care o avem prin faptul că suntem creați de Dumnezeu, ceea ce am pierdut într-o oarecare măsură prin faptul că ne-am răzvrătit împotriva Creatorului, se poate recăpăta doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Este trist că în ziua de astăzi bisericile nu exercită și nu exemplifică o asemenea unitate. V-am mai spus cât de dureros, de exemplu, este pentru mine să știu că există biserici de romi care s-au format pe simplu motiv că sunt romi. Se predică în română, se roagă în română, se cântă în română, doar că frații români nu vor romii să fie la ei în biserică. Este anti-evanghelic lucrul acesta. Este anti-evanghelic să facem biserici care sunt dezbinate pe vârstă, pe etnie, pe rasă, pe preferințe muzicale, pe orice lucru care ne face distinți și diferiți. Pentru că ceea ce ne unește dincolo de aceste diferențe este Domnul nostru Iisus Hristos. Al patrulea rând, cina Domnului este un prilej de ascultare față de porunca Domnului. Deci ar trebui să particip la cina Domnului? Pentru că Hristos mi-a poruncit. Versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume, și apoi urmează două imperative primite direct de la Mântuitorul. Și aceste două imperative sunt luați, mâncați și apoi ni se spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Este să ne împărtășim cu cina Domnului. Cina Domnului nu este opțională pentru un credincios. Cina Domnului este o poruncă mandatată de Hristos pentru orice credincios răscumpărat. Ca tare, un credincios ar trebui, din punctul meu de vedere, să-și întoarcă viața pe dos, dacă este nevoie, să poată participa în mod constant și consecvent la cina Domnului. Frate, dar eu am de mers 6 luni la muncă, nu știu unde, și acolo nu este nicio biserică și n-am unde să iau cina Domnului și nu este o comunitate din care să mă pot integra de credincioși. Nu te du! Dar frate, nu știi cât mă plătesc că e acolo. E undeva într-o țară foarte bogată și mă plătesc foarte bine. Nu contează! Frate, nu poți fi așa de sever. Ba da, pot fi. Pentru că dincolo de părăsirea adunării, care de asemenea este o poruncă să nu faci așa ceva, vei încălca porunca Domnului de a participa împreună cu comunitatea din care faci parte din nou și din nou și din nou la acest eveniment deosebit de important în viața credinciosului. În al cincilea rând, cina Domnului este un prilej de a proclama, de a declara ceva unii altora și lumii din jurul nostru. Versetul 26 ne spune: pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cina ca și proclamare sau comunicarea unui mesaj este extrem de specială. Este diferită de toate celelalte metode care le avem de a comunica ceva. Este deosebită, în primul rând, prin conținutul ei. Apostolul Pavel ne spune că atunci când facem lucrul acesta, vestim moartea Domnului. Și prin această prescurtare, înțelegem de fapt că este vorba de toată esența, de tot mesajul Evangheliei. Este vorba de moartea și de învierea Domnului Iisus Hristos. Este vorba despre intenția jertfei, despre efectele ei, despre chemarea Evangheliei de a te bizui pe viața perfectă și pe moartea ca și substitut a Mântuitorului, de a-ți pune nădejdea în învierea sa ca și dovadă că ispășirea lui a fost acceptată și că promisiunea lui că și tu vei fi înviat este reală și valabilă. Toate aceste lucruri sunt prezente în cina Domnului. Frate, eu nu mă gândesc la lucrurile acestea. Eu am crezut că nu zic mare lucru când iau cina Domnului. Ba da, atunci când întinzi mâna spre pâine și spre paharul cu roada viței, proclami toate lucrurile acestea. Le proclami într-un fel
diferit, dar le proclam și ar trebui să le experimentezi, să amintești de ele. Este deosebită prin efectele ei. În primul rând, prin efectul jertfei care este simbolizată în actul cinei. Este prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin această jertfă am primit noi justificare, iertarea păcatelor, înfierea în familia lui Dumnezeu, regenerarea și toate binecuvântările spirituale decurg din jertfa Domnului Iisus Hristos. Ca tare noi, când luăm parte la această masă, vestim aceste realități. Spunem că fără această jertfă, aceste realități n-ar fi posibile. Dar și prin efectele care decurg din participarea noastră sau din celebrarea ei. Cina Domnului n-are doar efecte pentru că ne amintesc de ceva care s-a întâmplat, ci pentru că se întâmplă ceva acum în mijlocul nostru. Nu este doar un act simbolic, lipsit sau golit de putere, ci este un instrument eficace al Harului pentru cei ce se apropie prin credință. Ea ne aduce încurajare, ne aduce creștere în dragoste, în sfințenie, în unitate, ea ne dă hrană spirituală prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Efectele ei sunt prea multe de enumerat. Și de fiecare dată când experimentăm lucrul acesta, facem publice aceste efecte. Invităm lumea din jur să se uite la noi și să spună: priviți unitatea dintre noi. Este inexplicabilă. Inexplicabil. Da? Cum fratele Mihai, de exemplu, cu fratele Iuliu, pot să ia cina împreună. Teologii total diferite. Total diferite. Îmi permit, pentru că știu nu se supără pe mine. Total diferite. Păreri total diferite pe o sumedenie de puncte teologice. Și totuși, când venim la masa Domnului, suntem una în Hristos. Și invităm pe oricine să privească și să spună: uite la noi doi. Ne-ați văzut că ne-am certat de atâtea ori, între ghilimele. Ne-am dezbătut de atâtea ori, ne-am contrazis de atâtea ori și acum spunem public în fața lumii. Diferențele acelea nu contează în lumina jertfei Domnului Iisus Hristos, care ne face una. Cina Domnului este deosebită datorită formei ei deosebite. Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul acesta, dar este doar una din două singurele elemente prescrise de Dumnezeu pentru închinare care sunt vizuale. Cina și botezul. Nicăieri altundeva n-avem vreo mențiune pentru Biserica lui Hristos să folosească o formă de închinare vizuală. În ziua de astăzi, în care totul este vizual, da? Când avem într-o biserică modernă, în spatele meu ar fi ceva ecran cu tot felul de videouri, în dreapta și în stânga ar fi două televizoare cu niște PowerPoint-uri și așa mai departe. A vorbi despre lucrul acesta este ceva anormal. Sau într-o biserică ortodoxă sau catolică, unde sunt mai icoane și picturi și tot felul de chestii, ar fi ceva anormal. Dar pentru biserica primară, care făcea doar ceea ce i-a poruncit Hristos, dacă ai fi mers la un serviciu de închinare, ar fi fost, sper eu, foarte similar cu un serviciu de al nostru. Nimic vizual. Nu picturi, nu icoane și așa mai departe. Cu două excepții. Botezul și cina Domnului. Prin faptul că nici când biserica nu mai are vreo formă vizuală, când acestea două sunt prezente, sunt deosebit de importante. Pentru că dacă tot timpul este doar cuvântul scris și cuvântul verbalizat, și de când în când ai acest element vizual, automat este ceva extraordinar. Este ceva care îți atrage atenția. Și lucrul acesta cred că este prin planul lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a vrut lucrul acesta. Dumnezeu n-a vrut să ne satureze cu vizualul, încât aceste două elemente vizuale să fie pierdute. Să devenim insensibili la elementele acestea prescrise de El, prin faptul că noi acum suntem saturați de vizual. Și noi suntem saturați de vizual. Non-stop pe Facebook, Instagram, YouTube. Trebuie vizualuri mai puternice, mai senzaționale, încât să ne atragă atenția. De aceea, la noi în biserică, singurele elemente vizuale în închinare sunt acestea două. Pentru că sunt singurele două poruncite de Mântuitorul. Cina Domnului și botezul. Și asta face cina Domnului un eveniment deosebit. Pentru că este pus deoparte de Dumnezeu să fie printr-o formă deosebită. În al șaselea rând, cina este un prilej pentru cercetare. Versetul 27 și 28 ne spun în felul următor. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși.
și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Priviți scopul cercetării. Fiecare să cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce și așa să bea. Cercetarea trebuie să aibă ca rezultat împărtășirea, nu abținerea. Când aud credincioși reale, adevărați, m-am cercetat ca atare, nu pot lua, am ajuns la concluzia că nu pot lua cina Domnului. Este absolut greșit, pentru că scopul cercetării este să particip la cina Domnului. Dacă te-ai cercetat și ai ajuns la concluzia că nu te vei împărtăși, cu excepția că ai ajuns la concluzia că de fapt nu ești credincios, mai cercetează-te. Pentru că scopul cercetării este să ajungi la un punct la care să te împărtășești. Scopul nu e ca să ajungi tu să zici, eu acum mă simt destul de bine sau nu mă simt destul de bine. Scopul este să-ți amintești, să deosebești trupul Domnului Iisus Hristos și deosebind trupul să te împărtășești. Ca atare avem datoria să ne cercetăm până ne împărtășim, până putem să ne împărtășim cu conștiința liberă, nu? Că merităm să ne împărtășim, dacă înțelegem ce se întâmplă când ne împărtășim, că înțelegem că nu venim în meritul nostru, că înțelegem că trebuie să deosebim trupul răstignit, dar și trupul care este în mijlocul nostru. Apoi priviți obiectul sau ținta cercetării. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine. Nu cercetăm pe alții, nu începem și facem pe detectivul, da? Nu știu, eu când eram mic îmi plăcea Columbo, ați prins Columbo. Era detectivul acela care făcea că e prost, dar el era foarte deștept. Și făcându-se că e prost, prindea întotdeauna criminalul, că nu prea luau în serios. Sau poate voi ați crescut cu Sherlock Holmes. Indiferent, în biserică nu facem pe detectivii. Vine cina. Biserica trebuie să cerceteze. Hai să iau catalogul. Ok, fratele Sorin, hai că îl cercetezi acum. Nu cred că fratele Sorin ar trebui să ia cina. Fratele Ciprian, 50-50, da? Nu. Întotdeauna trebuie ca să întoarcem reflectoarele pe noi. Să ne cercetăm pe noi. Noi trebuie ca să fim cei care suntem cercetați când vine cina Domnului. Priviți conținutul cercetării. Nu e o cercetare din asta abstractă, da? Fiecare se cercetează cum crede el și despre ce crede el. Există un conținut anume. Există ceva care trebuie verificat. Că cine mănâncă și bea, spune Apostolul Pavel, versetul 29, își mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Trupul trebuie deosebit. Ce înseamnă trupul? Trupul înseamnă jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să înțelegi și să crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea ta. Și trupul înseamnă biserica. Noi suntem trupul viu al lui Hristos. Noi suntem mădulare vii în trupul Domnului Iisus Hristos. Ca tare a deosebi înseamnă a avea un raport corect față de Hristos și de jertfa sa și față de biserică, care este rezultatul jertfei sale, care este reprezentantul jertfei sale pe pământ, din care tu ar trebui să faci parte. De aceea probabil că ați observat că de fiecare dată când se administrează cina Domnului, se amintește înainte ca să ducem elementele prin sală, că doar cei care și-au pus credința în Domnul Iisus Hristos, care au înțeles ce înseamnă jertfa Lui, care se bizuie doar pe jertfa Lui pentru mântuirea lor, care au mărturisit acea credință și pocăință în apa botezului și care se află într-o relație corespunzătoare cu biserica locală, pot ca să ia cina Domnului. Nu poți ca să vii aici și să zici, măi, vreau să iau cina, dar eu urăsc biserica. Eu nu vreau să am nicio treabă, ia toți sunt niște... Nu există așa ceva. Nu deosebești trupul lui Hristos. Trebuie să înțelegi și să crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos și trebuie să deosebești biserica lui, care este trupul său răscumpărat în mijlocul nostru. În al șaptelea rând și ultimul aspect, ultimul prilej pentru noi în această seară. Cina Domnului este un prilej, pe de o parte, de osândă sau un prilej de disciplină. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați.
Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul sau disciplinați de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții, cum ați așteptat dumneavoastră și vă mulțumesc pe mine în această seară. Așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri, le voi rândui când voi veni. Cina Domnului, ne spune Apostolul Pavel, întotdeauna este un instrument disciplinar. Are un efect disciplinar. Prin forma și conținutul ei, este menită să ne disciplineze în sensul că ea va ilumina în viața noastră lacunele noastre spirituale. Privind la jertfa Domnului Iisus Hristos mai clar, privind la păcatul din viața noastră, privind la stările noastre, Duhul Sfânt va ilumina lacunele noastre spirituale și ne va provoca în lumina și puterea jertfei Mântuitorului să adresăm acele probleme. Ar trebui să plecăm de aici în această seară cu un imbold de a lupta împotriva păcatului din viața noastră. De a accesa puterea care este în jertfa Domnului Iisus Hristos, aplicată în viețile noastre prin cuvântul Său și prin lucrarea Duhului Sfânt, ca să ucidem păcatul acela din viața noastră, să luptăm până la sânge împotriva Lui. Aceasta se întâmplă de fiecare dată când participăm corespunzător, adică, cum spune Scriptura, deosebind trupul Domnului, plecăm de aici fiind disciplinați în sensul formativ. Am fost învățați în această seară de ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Asta este o disciplină formativă. Dar Pavel spune că există, chiar pentru copiii lui Dumnezeu, un component al disciplinii corectiv. Atunci când din răzvrătire sau indiferență sau orice alt motiv ajungem să nu deosebim trupul Domnului. Și aceasta s-a întâmplat în Corint. Iar Dumnezeu disciplinează pe cei ce disprețuiesc biserica, pe cei care desconsiderau pe frații lor care sunt mădulare în trupul lui Hristos într-un mod cât se poate de sever. Domnul Iisus nu se joacă cu noi de-a biserica, fraților. Să nu credeți că disciplina aceasta nu se aplică la Zalău. Frate, aia a fost o chestie contextuală, culturală, atunci Dumnezeu lovea oameni și omora atunci, acum nu mai faci. O faci. Că nu facem noi totdeauna legăturile, asta e altceva. Că nu putem noi ști tainic cam cum lucră lucrurile, asta e altceva. Să fie foarte clar. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Și fie în viața aceasta, fie în viața viitoare, dreptatea să faci, așa cum am văzut din cartea Isaia dimineață. Dumnezeu, în mod cât se poate de sever, disciplinează pe acest credincioși. Din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorme, adică au murit. A treia categorie este cea mai drastică. Cei care nu deosebesc jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu doar că desconsideră trupul, adică biserica locală, dar nu deosebesc jertfa. Adică cei care se împărtășesc din elementele cinei, fără să fi mâncat și băut cu adevărat din Hristos, din Mântuitorul. Adică fără credință și pocăință veritabilă. Aceștia își beau și își mănâncă propria lor osândă. Pentru că de fiecare dată când o fac, proclamă public că ei au înțeles, cel puțin mental, ce este Evanghelia. Deși în inima lor Evanghelia nu este prezentă. O, și cât de mulți credincioși nominali se fac vinovați de lucrul acesta. Cât de mulți a făcut-o în această dimineață în biserici evanghelice peste tot în țara aceasta. Oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Oameni care nu s-au pocăit vreodată cu adevărat și nu și-au pus nădejdea în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru năprihănirea și mântuirea lor. Și totuși au întins mâna spre pâinea care reprezintă trupul în simbol că ei sunt răscumpărați prin acel trup. Și-au întins mâna și-au luat și-au băut din roada viței care reprezintă sângele care spală orice păcat a celor care se încred în jertfa Mântuitorului. Și Pavel spune că aceasta este o osândă care o atragem asupra noastră dacă facem lucrul acesta. Că din nou și din nou și din nou, public, verbal și non-verbal, vestim adevărul Evangheliei, deși noi n-am fost afectați și n-am fost transformați de el absolut deloc. Dragilor, dacă te afli, dacă vă aflați în această situație, îți spun cu toată seriozitatea că este o pricină de osândă asupra ta.
Ca atare, trebuie să ne cercetăm. Să vedem dacă deosebim jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă înțelegem mântuirea care vine doar prin trupul zdrobit și prin sângele vărsat spre iertarea păcatelor, a celor care își pun nădejdea în El și doar în El. Și în același timp, să vedem dacă deosebim trupul care este prezent în mijlocul nostru, Biserica Domnului Iisus Hristos răscumpărată prin acea jertfă. Dacă suntem într-o relație corectă cu ea, sau dacă am disprețuit-o și am înjosit-o prin acțiunile noastre. Și doar atunci, dar atunci să ne împărtășim. Să plecăm de aici disciplinați și formativ și corectiv dacă este nevoie de Mântuitorul nostru. Dragii mei, în această seară Dumnezeu ne invită cu acest prilej să experimentăm toate aceste lucruri și multe altele. Să beneficiem de acest instrument al Harului și să plecăm de aici, sper, nădăjduiesc, mă rog, puțin mai buni, mai sfinți decât am venit. Puțin mai transformați, puțin mai aproape de ceruri. Și mă rog ca în momentele care urmează, în momente de cercetare și de împărtășire, cuvintele care le-ați auzit, dar mai mult decât atât, Duhul Sfânt care să aplice adevărurile Scripturii în inimile voastre, să se facă o lucrare supranaturală de cercetare. Și dacă până acum poate am luat cina Domnului într-un mod ușuratic, într-un mod pasiv, inconștient, din această seară să realizăm ce privilegiu și ce eveniment deosebit se petrece în mijlocul nostru în fiecare lună. Și să-L prețuim și să-L exercizăm cu toată seriozitatea. Amin.